este prima conferință în calitate de antrenor principal al domnului Balint la Petrolul. Mă bucur tare mult să fiu în fața dumneavoastră în această calitate de antrenor la Petrolul. Cred că știu perfect ce înseamnă această poziție la acest club și în acest moment. Știu că nu este un moment ușor, pentru că nu e așa, dacă ar fi fost toate bune și frumoase, nu s-ar fi ajuns la o schimbare de antrenor în mijlocul campionatului sau, mă rog, pe parcursul campionatului. Știu perfect ce înseamnă un asemenea moment. E clar că există o responsabilitate și o oarecare presiune, dar le-am spus-o și băieților și vă spun și dumneavoastră. Personal, cred că presiunea e un privilegiu, pentru că de aia ne-am apucat de fotbal, de aia suntem în această meserie, să jucăm și să activăm la un nivel cât mai înalt și, bineînțeles, în momentul în care ești la un nivel cât mai înalt, există presiune, mai ales la cluburi importante precum Petrolul, dar trebuie să știm să gestionăm această presiune și, mai presus de toate, trebuie să facem tot ce ține de noi, tot ce este omenește posibil, să pregătim cât se poate de bine meciul de la Cluj, pentru că este un meci important, punctele puse în joc cântăresc foarte greu, evoluăm în fața unui adversar foarte dificil și trebuie să facem tot ce ține de noi ca să ne întoarcem la Ploiești cu un rezultat bun. Din punctul meu de vedere, un rezultat bun îl reprezintă doar o victorie. Nu luați în calcul și un punct? Acum nu. Noi am pregătit jocul de o manieră care să ne permită să sperăm la câștigarea tuturor punctelor puse în joc. Bineînțeles că jucăm în fața unui adversar foarte bun, o demonstrează forma lor, o demonstrează componența lor, experiența domnului Sabău. Încercăm să remediem ce putem să remediem într-un interval foarte scurt. E important să văd reacție din partea jucătorilor. Eu, cumva, cu gândul ăsta am intrat prima oară în vestiarul Petrolului. Le-am explicat băieților că viața, în general, ne pune de foarte multe ori în situații grele și e foarte importantă reacția noastră. În primul rând, reacția noastră ca bărbați și apoi, pentru că activăm la un club important, un club cu suporteri, un club care își dorește mult mai mult, e importantă reacția noastră într-un moment dificil precum acesta. Veți încerca să păstrați stilul acesta mai prudent, în care Petrolul a primit puține goluri și a câștigat destule puncte. Sau veniți și cu noutățile dumneavoastră. Când am zis stilul prudent, cu excepția ultimelor două etape. Vă dați seama că schimbări radicale într-un timp foarte scurt este foarte greu să fie implementate. E normal, fiecare antrenor are propria filozofie, propria gândire, propriile principii. E clar că s-au făcut și lucruri bune, pentru că, exact cum a spus și dumneavoastră, au fost obținute multe puncte cu abordări tactice, nu știu dacă neapărat prudent, eficiente, haideți să spunem așa, pragmatice, dar eficiente, pentru că, până la urmă, nu cred că există o rețetă perfectă în fotbal. Rețeta perfectă este cea care îți aduce puncte și îți aduce victorii și îți aduce trofee, până la urmă. Spun sincer, pentru că avem jucători cu calitate, eu zic că potențialul. Moralul grupului, atmosfera din vestiar după eșecul usturător din ultima etapă, cum le-ați găsit și dacă ați lucrat și la capitolul categorii ăsta? În primul rând, la capitolul ăsta am lucrat, pentru că nu este ușor să treci ca sportiv, ca fotbalist, peste un moment precum cel care a fost în weekendul precedent aici pe Ilie Oană. Dar, repet, zilele acestea în care am fost împreună cu băieții, în care am lucrat împreună, au scos în evidență faptul că reacția lor, cel puțin în ceea ce privește procesul de antrenament, receptivitatea lor, modul în care s-au implicat în absolut tot ce a însemnat proces de antrenament și nu numai, chiar și la interacțiunea personală, toate acestea îmi dau foarte mare încredere. Data aceasta ați acceptat o ofertă de Petrolului, în condiții în care și v-ați mai fost dorit la Ploiești. Și atunci, singura ofertă oficială pe care am primit-o de la conducerea Petrolului a fost duminică, pentru că luni s-a semnat contractul. Știți cum e?
Speculații de presă au fost tot timpul. Dacă vă uitați așa un pic retroactiv și studiați presa în ultimul an de când am fost liber de contract, au fost foarte multe speculații, cel puțin legate de numele meu și alte echipe care au schimbat antrenori la momentele respective. Eu am avut discuții inclusiv cu echipe din străinătate, însă vă spun ceva, eu am un crez așa, în viață nimic nu este întâmplător. Și dacă viața, Dumnezeu, divinitatea a făcut în așa fel încât în acest moment să ajung antrenor la Petrolul, înseamnă că așa trebuia să se întâmple. Sper să fie de bun augur, în primul rând pentru club, pentru echipă, pentru suporteri, pentru că aici e importantă modalitatea prin care băieții vor recepta această schimbare de antrenor, această modificare și să transpunem totul cu energie pozitivă, cu motivație, cu determinare, cu ambiție, să transpunem într-o evoluție care să ne permită să sperăm la câștigarea meciului de la Cluj. Deci a fost o negociere blitz, adică duminică v-a contactat și luni a semnat? Da, eu am o relație bună cu Marian și cred că știți, de ceva vreme, ne cunoaștem de foarte multă vreme, încă din perioada în care eu evoluam la Unirea Urziceni. Am avut discuții, vă dați seama, duminică, mi s-a explicat situația un pic mai în detaliu, pentru că, ok, v-am spus, am urmărit tot ce a însemnat fotbal românesc și nu numai în această perioadă în care am fost acasă, vă dați seama că inclusiv meciurile Petrolului, deci știam detaliile pe care le poți înțelege și aprecia la nivelul telespectatorului, însă e clar că în momentul în care am intrat un pic în amănunte a fost cu totul altceva. Cursul pe care îl aveți este al unui antrenor calm, echilibrat. Spuneți-mi cum faceți când sunteți transformat. Încerc să rămân pe cât posibil calm și echilibrat pentru că atunci putem să fim și lucizi și să găsim și cele mai bune soluții. Dar este adevărat, sunt și momente când sunt un pic mai temperamental, dar în proporție foarte mare să știți că asta este maniera mea și asta încerc să transmit și echipei, să fim motivați, să fim ambițioși, să fim determinați, dar să facem totul cu echilibru. Pentru că eu așa consider, echilibru este extrem de important, atât în viață cât și în fotbal. Sunteți un antrenor scump? Nu cred. La ce vă referiți? Partea financiară nu a contat. Într-adevăr, sunt detalii importante, dar până acest moment, credeți-mă că partea financiară nu a contat. Știu perfect, sau mă rog, cred că înțeleg mesajul dumneavoastră. Altele sunt mai importante. Acum să încercăm să funcționăm cât mai bine. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Prima ar fi, cum vedeți relația cu suporterii? Eu sunt convins că o să fie o relație normală, civilizată. Eu sunt deschis dialogului. Ce vreau să transmit suporterilor este că sunt aici în fața dumneavoastră și bineînțeles în fața tuturor celor care iubesc Petrolul și urmăresc Petrolul, ca să fac tot ce îmi stă în putință și să sacrific fiecare strop din toată energia mea, să fac în așa fel încât să fie bine pentru Petrolul, să fac să fie rezultate. Deci am venit cu mare entuziasm și cu foarte mare motivație să muncesc de dimineață până la a doua zi dimineață dacă este necesar. Împreună cu colegii mei din staff suntem toți extrem de dispuși la muncă, să facem absolut tot ce ține de noi ca să fie rezultate, pentru că atunci când sunt rezultate și suporterii sunt fericiți. Pe de altă parte, nu este un proces în care să pocnim din degete și să apară totul peste noapte. Mai puteți spune în ce tablou va prezenta Marian Copilu echipa de tot? A spus că au fost discuții. Vă dați seama că nu pot să... Care dumneavoastră, nu, realitatea, pur și simplu realitatea. Vă dați seama că pentru mine e important să știu toate detaliile și legate de facilități și legate de absolut tot ce înseamnă activitate din punct de vedere sportiv, pentru că asta mă interesează ca antrenor. Și e clar că s-a discutat realitatea, e clar că în momentul în care sunt aici lucrurile au fost acceptate de ambele părți, adică tocmai de aia spun că sper să fie totul la un nivel de eficiență cât se poate de ridicat în tot ceea ce privește activitatea de la club. Să lămurim ca un pic, să lămurim. Să fie plătiți? Cum? Aș cerut ca jucătorii să fie plătiți la club. A fost o cerință?
se fac eforturi și știți și dumneavoastră, ok, e o realitate, o știți, dar se fac eforturi din toate punctele de vedere, să știți că din toate punctele de vedere se fac eforturi, pentru că, din păcate, în acest moment ne antrenăm ba acolo, ba dincolo, dar să știți că se fac eforturi fantastice și cel puțin în săptămâna asta chiar am avut la dispoziție terenuri foarte bune. Ne-am antrenat luni pe Ilieoană, marți, miercuri, Mogoșoaia, Buftea, astăzi și chiar vreau să-i mulțumesc pe această cale, Daniel Chiriță, ne-am antrenat la baza lui, un teren foarte bun. Deci se fac eforturi ca jucătorii să beneficieze de cele mai bune condiții raportate la context. Bineînțeles că și eu m-aș fi bucurat să am o bază, cum tot m-ați întrebat de Craiova, la fel cum are Universitatea Craiova. Sper să trăim cu toții în momentul în care Petrolul va avea la dispoziție o bază, măcar la jumătate din nivelul celei de la Craiova, pentru că sunt lucruri importante, dar sunt lucruri acceptate și sunt convins că gestionate cât se poate de bine. Să lămurim problema cu tabloul despre care vorbea colegul. Culoarea de pe chenar este albă, neagră, roz, verde? Este o culoare normală pentru acest context. N-aș putea să vă spun roz, verde, nu aș vrea să fac astfel de metafore. Da, sub nicio formă nu este neagră, nici măcar gri. Știu că aveți un câine mare și... Vă gândiți să vă lași un câine lungă, tot ați venit. Am trei câini, să știți. Am trei câini de trei mărimi diferite, să spunem. Un câine mare, un câine mediu și un câine foarte mic. Și să știți că cel mediu este un metis de lup. Nu este lup pentru că pur și simplu l-am luat de pe stradă. Suntem, eu și familia mea, suntem iubitori de câini. Da, vă dați seama că a fost un adevărat spectacol, adică vorbim de cu totul altceva, de fotbaliști de cel mai înalt nivel, ceva extraordinar. A fost un spectacol grandios, aș putea spune, dar să știți că le-am văzut așa, cu un ochi, pentru că am fost foarte prins cu multe din lucrurile pe care am fost obligați împreună cu colegii din staff să le facem ca să pregătim cât se poate de bine meciul de la Cluj, dar e clar că acolo vorbim de altceva, vorbim de un cu totul alt nivel. Din echipele care au jucat favorit? Țineți cu Inter Milano. Și cu Inter, dar îmi place foarte mult Carlo Ancelotti. Și automat urmăresc destul de aproape Real. Am încercat în perioada asta să citesc cât mai mult, am citit cartea lui Carlo Ancelotti, Leadership Tăcut, am citit și cartea lui Mourinho, deci încerc să văd un pic cum gândesc antrenorii, cu toate că nu poți să-ți dai seama citind o carte, dar e clar, un antrenor de succes precum Carlo Ancelotti poate și trebuie să fie un model pentru foarte mulți antrenori care își doresc să realizeze lucruri importante în cariera de antrenor.